Bun găsit, am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la agenția de turism, ci că de obicei la biletele de avion dus-întors, dusul și întorsul sunt măcar în același an. Doamne și domnilor, după mai bine de 2 luni de vacanță revenim, provocându-vă să ne urmăriți în cele 3 seri de weekend, fiindcă nu e așa și această emisiune, ca orice altă minune, durează 3 zile. S-au întâmplat multe de când nu ne-am văzut. A început sesiunea parlamentară, președintele PSD Sibiu a fost condamnat la închisoare cu suspendare, liberalii și-au făcut liste pentru alegerile locale, Cioabă a căutat să-și angajeze secretară, le-am enumerat, vedeți, în ordinea importanței și a culorii. Desigur, s-au întâmplat și altele. Sirienii, spre exemplu, au migrat masiv spre Germania. Autoritățile de la Berlin însă avertizează că nu o să primească azil niciun sirian pe care îl cheamă Termopan, Paraipan sau Mercedes. Apropo, am citit într-un tabloid, acum câteva săptămâni, că Dorin Cioabă, unul dintre cei mai cunoscuți regi de pe strada lui din Turnișor, a dat un anunț că își angajează secretară, caută Musai Oduduie care să fie cunoscătoare a limbii engleze și a limbii germane. Problema e că în anunț cuvântul limbii era scris cu un singur I, așadar e de dorit ca secretara să fie și cunoscătoare a limbii române, măcar ea. Doamne și domnilor, la Sibiu a avut loc noaptea cercetătorilor. Au fost organizate numai puțin de 60 de evenimente într-o singură noapte și toate au fost primite extraordinar de public, ci că ăla din Turnișor, de l-am pomenit înainte, a întrebat de ce nu sunt primite extraordinar și evenimentele lor, că și cercetătorii lor organizează câte 60 de evenimente pe noapte. Adică... A fost organizat, spre exemplu, un atelier de reproducere a unor obiecte antice. Probabil au încercat să o reproducă pe Monica Tatoiu. Și a fost prezentat un robot care va putea căra marfa în fabricile viitorului. Diferența față de un om care cară marfa în fabricile prezentului e că ăla nu cară marfa acasă la el. Dar, senatorul de Sibiu, Sorin Ilieșiu, propune ca în mijlocul capitalei să fie înălțată o cruce mare, mare de tot, de vreo 20-25 de metri, probabil va semnifica decesul clasei politice, dar nu sunt sigur că nu mă pricep la artă. Oricum, o cruce mare este o inițiativă potrivită pentru domnul Ilieșiu, fiindcă o cruce mare ne face și noi de câte ori auzim de el. Trebuie să le mulțumim liberalilor pentru că ne-au dat ocazia de a-l vota la alegerile trecute pe domnul Sorin Ilieșiu, senator de Sibiu. În felul ăsta primim 4 ani de zile, ceea ce am văzut că primesc niște doamne 4 minute noaptea târziu pe Adult Channel. Doamnelor și domnilor, locuitorii din Jina au trimis înapoi pubelele pe care le-au primit de la Consiliul Județean pentru gunoiul din grădini. Motivul este simplu, Consiliul Județean evident că nu-l știa, cei din Jina nu au grădini. Ei sunt localitate de munte și curțile sunt pavate fie cu piatră, fie cu ciment sau marmură. Eu nu știu și cei de la Consiliul Județean pe cuvânt. Păi cu pubele de îngrășăminte mergeți voi în mărginime. Mai bine le dădeați niște containere din alea pentru colectarea de electronice, că le-au ieșit plasmele din modă și n-au unde să le arunce pe alea vechi. Bun. Doamnelor și domnilor, se zvonește că în dicționar, în dreptul definiției fericirii, apare o poză cu ea. Raluca, doamnelor, domnilor! Doamnelor și domnilor, ar trebui să apară o poză de asemenea în dicționar la cuvântul sau la cuvintele la modă, fiindcă sesizați ținuta colegii mele, ținută furnizată și în acest sezon de magazinele Ancas. Doamnelor și domnilor, vom deschide în câteva momente prima ediție din acest sezon a programului nostru cu o întâlnire altfel firească, fiindcă așa v-am obișnuit în toți anii de zile de când existăm, cu o întâlnire deci firească cu primarul în funcție, primarul interimar al Sibiului, Astrid Fodor. Toată lumea așteaptă, fiindcă au existat câteva ezitări în discursurile publice, toată lumea așteaptă să existe o declarație categorică cu privire la candidatura doamnei Fodor la alegerile locale de la anul. Poate așteptăm și noi să vedem, va exista sau nu va exista în această emisiune. În a doua parte a programului nostru, doamnelor și domnilor, ne vom reîntâlni cu liderul PNL Sibiu, deputatul de Sibiu și vicepreședinte național al PNL, Raluca Turcu.
Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Doamnelor, domnilor, așa după cum vă spuneam, la începutul fiecărui sezon avem câte o întâlnire cu primarul în funcție al Sibiului. Astăzi alături de noi și îi mulțumim pentru asta, primarul interimar, doamna Astrid Fodor. Sărut mâna, mulțumesc pentru prezență. Eu vă mulțumesc pentru invitație. A trecut vacanța, a trecut perioada de relaxare. Nu că primăria s-ar fi relaxat foarte mult, fiindcă perioada de vară e perioadă bună pentru lucrări publice, pentru șantiere. Intrăm în ultimul trimestru, am intrat în ultimul trimestru al acestui an. Dacă e să ne uităm în urmă, inclusiv pe perioada verii, s-au mișcat lucrurile în oraș? S-au mișcat așa cum v-ați dorit lucrurile în oraș? Acum, bine ați spus, perioada verii la noi nu este o perioadă de relaxare și tocmai este perioada de cea mai intensivă activitate. Lipsește un pic partea cea publică, deoarece multe instituții sunt în vacanță și atunci nu sunt atâtea evenimente publice. Dar în rest este perioada când toate șantierele sunt deschise și noi ne-am aflat și în situația mai specială că am dorit să pornim niște proceduri, se lucrează la strategia de dezvoltare, nu poți să vorbești de concediu și de alte probleme când tu ai niște proiecte foarte mari, planul de mobilitate urbană care este absolut necesar dacă vrei să accesezi fonduri, cum v-am spus, strategia de dezvoltare pe următoarea perioadă până 2020 și este apoi șantierele care pe șantierele nici nu mai discut, da? Deci sunt multe, deci afară de șantiere munca primăriei nu se ogmindește numai în șantiere, da? Sunt parcurile, băncile, gropile. Deci... Aveți alături în conducerea instituției un viceprimar cu atribuții tehnice. Totuși, îl avea și domnul Iohannis, același viceprimar. Vă întreb, parcurgeți dumneavoastră din când în când șantierele sau le parcurge mai degrabă viceprimarul de profil? Eu le parc, nu cu din când în când, eu le parcurg cu regularitate, așa, și afară că le parcurg cu regularitate, eu cred că nu există zi de pe săptămână în care nu discut cu membrii din echipa de la direcția tehnică problemele, pentru că sunt multe, cum am spus, nu-i numai să vizite șantiere, că dacă vizităm numai șantierele, cu asta nu, eu cred că nu la asta se rezumă munca, nici a unui viceprimar și nici a unui primar. Pentru că, ca să ai șantiere, trebuie să ai o groază de chestii birocratice. Cetățeanul se lovește de foarte multe, da? Și nu cred că dacă am bifat un șantier, zic că munca pe ziua de azi s-a încheiat. Îl pregătim pe următorul, probabil. Faceți dosarul pentru următorul. Dacă aici este regulă, da. Ne gândim la pe următorul și cum să va, cum am spus, sunt foarte lungi procedurile la care se lucrează, care practic intră tot în cadrul direcției tehnice, dar mă ocup direct cu direcția tehnică de această problemă pentru a debloca ceea ce a fost blocat. Asta vreau să spun, de altfel, direcția tehnică a și trecut în ultimele luni printr-un proces de transformare, probabil va intra pe un făgaș mult mai cursiv decât până acum. Am asistat însă, știu că nu e vina administrației locale, dar am asistat însă la diferite blocaje. Unul dintre ele e cel legat de marcajele rutiere. O procedură deschisă, contestată de unii, nu știu dacă în instanță sau la autoritate, redeschise. Da. Încurcă teribil lucrurile astea? Încurcă teribil lucrurile acestea și întâi a contestat unul din cei care au fost declarați neeligibili, după aceea a contestat celălalt care a fost declarat neeligibil. Acum chiar am primit azi dimineață informare, se va încheia procedura, probabil niciunul nu va fi declarat câștigător, pentru că niciunul nu îndeplinește, nu a respectat toate condițiile din caietul de sarcini. Noi a trebuit să recurgem la o măsură, practic, de nevoie, de caz de urgență în Sibiu. Ați văzut că totuși am pornit cu marcaje și datorită, adică în acele zone unde situația devenise de-a dreptul periculoasă din lipsa marcajelor, cum sunt trecere de pieton, anumite piste de bicicliști și zona cercurilor, adică sensurilor giratorii, dar una era să avem contractul care ne dădea posibilitatea să remarcăm tot Sibiu și alta să lucrăm așa acum în funcție de
zonele unde, într-adevăr, devine aproape pericol public. Bun, și asta ce înseamnă? Că se reia asta, procedura? Deci se reia procedura exact de la început. Acum situația nu mai văd atât de gravă, datorită faptului că am apelat la această soluție, care m-a spus de avarie, de avarie, pentru că procedura se va repeta și odată cu primăvara, cu siguranță, va fi încheiată. Da, nu, dar cred mai că bine era să nu fim în situația asta. A, peste, putut, da, era foarte bine. Da, dar este legile această, permit? Da, așa, da, legile permit. Legile permit să contești, n-ai nicio restricție la contestație, așa. Știți că... Știți că, ca cetățean, stai și te uiți și te întrebi, dom'le, nu e aberant ca o comunitate întreagă să stea blocată și o administrație publică să stea blocate fiindcă, nu știu, unii au poate interes să-l faulteze pe celălalt sau poate chiar da. Cred chestia asta, că da. Ei au fost nedreptățiți. Așa dar este. Stă un oraș întreg da, stă un oraș întreg și după ce te văd, nu stă un oraș întreg. Că, vedeți, de fiecare dată la știri, cetățeanul poate nici nu crede că este așa, că da. Eu, și eu până n-am fost implicat în administrație, multe da. Lucruri nu le-am crezut. Nu. Păi, nu, dacă vreți, eu vă dau un exemplu simplu care îl poate înțelege orice cetățean. Cu cele 4 terenuri de fotbal care le dorim să le facem vis-a-vis de terenul mare de fotbal, da? De mini-fotbal, adică așa. Cât de complicată este procedura? În primul rând, trebuia să facem studii de fezabilitate. Pentru a le face, trebuia să avem prevedere bugetară. Deci, după ce am aprobat bugetul la începutul anului, a trebuit să încheiem contractarea pentru SF-uri. Cere oferte, toate durează, că nu dai un telefon, trimite unui prieten să-ți trimite o ofertă. Evident. Nu numai, dar noi chiar facem o procedură transparentă, că după aceea sunt alte consecințe. Ai încredința cuiva contractul, face studiul de fezabilitate. Trebuie să intri cu el în Consiliul Local, deci la sfârșitul lunii, când poate el e la începutul lunii, gata, tu trebuie să intri la sfârșitul lunii, mai pierzi 30 de zile. După ce ai aprobat indicatorii, trebuie să ai buget pentru proiectul tehnic și pentru execuție. Stai până la finele lunii iunie când poți să faci rectificarea bugetară, că tu nu poți să aloci de la început banii și pentru execuție. Deci vine finele lunii iunie. După ce ai terminat cu luna iunie, trebuie să faci proiectul tehnic, trebuie să-l contractezi. Iar încep cu proiectul tehnic și după ce ai proiectul tehnic gata, încep licitația pentru cererea de ofertă pentru execuție. Și te-a terminat. În anul ăsta nu mai poți să faci lucrarea. Deci pentru o lucrare de genul ăsta, când spui că durează perioadele de contractare, când e valoarea mai mare de 30.000 de euro, dacă e până 30.000 de euro, merge mai repede, da? Atunci ai posibilități să mergi pe încredințare directă și... Dar ce situație stupidă, doamnă! Dar este de neincredibil! Suntem în fața unei lucrări, da. Care fizic, probabil ar dura ca realizare terenurile alea 3 luni, 4 luni. Nu durează atât. Bun, da. 4 luni de zile și așa. Procedura... Pentru realizarea acestei lucruri a durat un an de zile. Durează un an de zile. E absolut anormal. Noi, de exemplu, eu acum, chiar făcând analiza săptămâna trecută, noi acum începem procedura pentru contractare, dar cine mai deschide un șantier trebuie să fie, adică anormal să deschizi acum un șantier. Deci vom rămâne. Ceea ce pe de altă parte e în regulă. Avem contractul încheiat și cu martie, aprilie poți să te începi cu lucrările și în iunie cel târziu totul este gata. Dar nu e normal. Da, e normal și cetățenii nu știu cât durează procedurile. Dacă spui, dar să facem terenul și a trecut o lună, au trecut două, au trecut nouă. Dar de asta v-am spus. Și eu când am lucrat în administrație, nici nu au fost înainte atât de complicat. E greu să înțelegi. Și eu la fel aș fi fost foarte nemulțumită și n-aș fi înțeles. Acum înțeleg că n-am de ales. Trebuie să mă țin de proceduri. Cum merg, doamna primar, lucrările mari către care ne uităm? Mă refer la podul de la Piața Cibin, mă refer la viaductul de la Cogălnicianu. Suntem în grafic? Da, suntem în grafic, merg în linie dreaptă, deci ambele construcții vor fi terminate până la finele anului. De-abia aștept, pentru că sunt într-adevăr niște construcții valoroase care contribuie. Vor fi și deschise circulații. Vor fi și deschise circulații. Deci? Vor fi deschise circulații. Deci Cogălnicianu oricum nici nu se discută că e un proiect pe fonduri europene. Deci dacă nu vor fi alte seama, da, vor fi alte care nimeni nu și le asumă și nici nu dore. Adică nici nu se pune problema. Constructorul stă foarte bine și podul peste Cibin are termen de finalizare numai sfârșit februarie, dar și ei au semnat și un act adițional că termină până la finele anului și vor termina. Deci nu este... Dacă de mâine ninge... A, bun. Da, dar nu va. După vorbim câte, de o situație normală. O situație normală termină podul. Mi se pare interesant că de aici, de la Sibiu, cum la nivelul României multe lucruri s-au întâmplat de aici, de la Sibiu, dar de aici, de la Sibiu, se transmite un alt mesaj. Și cei de la construcții și de la Sinecon l-au transmis și în trecut, sper să o facă și alții.
Dom'le, că sunt lucrări publice care se pot termina înainte de termenul asumat. Faceți aminte viaductul de la, de la Vasile Aron, din Vasile Aron, care face legătura cu proscăria? Am avut dovada că se poate și mai repede, nu întotdeauna mai târziu. Categoric, sunt și cazuri când nu se poate, când efectiv intervine pe parcursul. De exemplu, au fost contracte care s-au încheiat după ce ai avut studiul de fezabilitate, s-a încheiat și proiectarea și execuția, contract pe proiectare și execuție simultan. Atunci te poți întâlni cu situații când se face efectiv proiectul tehnic, să se constate că față de studiul de fezabilitate se modifică. Sunt, de exemplu, vă dau un simplu exemplu, strada Petru Maior, care noi am vrut să o atacăm încă în anul ăsta, dar când s-a făcut proiectul, fiind contractul de execuție încheiat, când s-a făcut proiectul tehnic, s-a constatat că, de fapt, trebuie înlocuită conducta de apă cu o conductă mai mare, că asta nu duce. Ei, în aceste condiții nu mai putem, nu mai doresc să începem acum acolo lucrările. Bine, constructorul zice, da, încep, dar rămâne strada toată răvășită, ce fac locatarii de acolo? Corect, corect. Și asta ce înseamnă, de fapt, o sincronizare cu investițiile de la apă canal, dacă va fi cazul? A fost o sincronizare, dar când efectiv s-a lucrat la proiect și s-a gândit mai profund ce e acolo, că pentru studiul de fezabilitate exista un acord de principiu de la apă canal, dar pentru un acord de principiu nu te duci în detaliu, nici apă canal nu are nicio vină că a dat acel acord. Bine că ni l-a dat, că puteam demara cu studiul de fezabilitate. Și probabil nu-și propuseseră să facă lucrarea asta mâine. Categoric nu și-au propus, de acum o vor face. Asta este. Da. V-am văzut într-un interviu, aducând în discuție la cererea ziaristului, un mai vechi subiect. Aquapark. Da. Știu că vă doriți foarte mult ca în zona aia să se dezvolte ceva și mai ales ceva de genul ăsta. Sibiu nu are o astfel de platformă de dezvoltare pe timp liber. Șansa reală ca Sibiu să aibă așa ceva ține de bani europeni, de buget local, de ce ține? Ține de toate. Pentru că banii europeni pe un astfel de proiect, maximum ce putem accesa ca fonduri, sunt 5 milioane de euro cu TVA. Uh-huh. Ei, un aquapark, așa cum cred eu că merită Sibiu, nu să facem un ștrand și un topogal și zicem că am făcut un aquapark, nu se poate face la 5 milioane de euro. Și în aceste condiții, am avut în această săptămână cu arhitectul care lucrează la puzul, a reluat acel puz, de a rupe puzul în mai multe bucăți, că noi nu putem să mergem să accesăm fondul și să spunem o parte plătiți voi, o parte plătim noi. Nu, trebuie să fie un proiect integrat pentru a accesa pe această linie fonduri. Și să vedem cât putem, ca să fie însă o structură integrată, să accesăm fondul și să facem cu fonduri, diferența să ne asumăm noi. Funcțională o astfel de idee? Este, sigur, pe bineînțeles că este funcțională. Tocmai din acest motiv am abordat. Care e orizontul de timp cel mai optimist, să zic? 10 ani? 5 ani? Nu, 10 ani. Deci, aquaparkul, dacă eu mă gândesc, dacă liniile toate sunt clare, să depunem proiectul anul viitor și în 2017 să pornim. Sunteți optimist, așa. Eu sunt foarte... Nu neapărat în toate situațiile, dar ăsta este un proiect care îl consider absolut necesar, pentru, nu numai pentru Sibiu, și pentru toată regiunea asta, pentru că nu avem. Lipsește, categoric lipsește și este nevoie, este nevoie să faci un astfel de parc. V-ați gândit la, nu știu, la detalii de genul cine îl va administra, îl va administra primăria direct sau acesta, nu le-ați pus încă pe hârtie? Pe hârtie nu, dar este un concept care, adică deja când a apărut ideea aquapartului, s-a o parte din el, partea care este efectiv partea de ștrand, să fie în administrarea primăriei în continuare, pentru că dacă nu, nu știu dacă public, exact, ca un serviciu public, dar că nu știu dacă nu ar sălta prețurile mult prea sus și cetățeanul nu s-ar putea efectiv bucura de el, da? Corect. Dar dacă este un serviciu public, noi nu suntem o instituție care lucrează pe profit. De acord. Da? Celelalte care sunt acolo cuprinse în puz, unde prevede un camping, un hotel, un restaurant, alea sunt evident, acolo. Cine vrea să investească, poate acolo investi, dar ăsta să rămână public. Exemplul aquaparkului este probabil și singurul pe care îl putem da în legătură cu proprietăți de terenuri ale municipiului Sibiu. Eu nu cred că Sibiu mai are teren prin alte părți. Din păcate așa este.
Da. Mă întreb însă, care sunt posibilitățile de dezvoltare viitoare ale Sibiului în condițiile în care este sufocat de granițe și asta una și a doua, sufocat de granițe ale unor comunități vecine. Aici avem Șelimbăru, în partea cealaltă avem Cisnădia, în partea cealaltă avem Poplaca, adică există măcar un dialog cu aceste comunități, să vă sincronizați. Primarul Iohannis, când era în funcție, ne spunea, domne, vedem ce se întâmplă, spre exemplu, dincolo de Valea Săpunului. Primăria din Șelimbăr, probabil, spunea dumneavoastră, are o gândire, dar noi nu o cunoaștem. Unele lucruri care se întâmplă acolo vor risca să ne afecteze direct pe noi, ca sibieni. Și atunci revin la întrebare. Există un dialog cu comunitățile astea din jur? Nu există dialog. E în regulă așa? Este în regulă, dar nici nu văd eu cel puțin acum nu văd nicio șansă de a avea succes un astfel de dialog. Interesele interesele în general. În general, nu neapărat că comunitatea din țări. Administrațiilor. Da, așa, administrațiilor nu converg cu interesele noastre și în niciun caz nu cred că ei își doresc administrațiile, nu cetățenii, să fie, de exemplu, integrat, nu nici nu vreau să pronunț numele unei comune, așa, să fie absorbită de către Sibiu. Dar există posibilități, totuși și comunitatea ar avea căi de a deschide corect. Această, dacă chiar și-o doresc. Discutăm eu că cred că și-o vor, vor nu se poate, eu mă gândesc, dar în timp lucrurile în mod sigur se vor schimba. Se poate, că există pârghi legale, voință să fie. Da, trebuie voință politică. Apropo de politică, știți că toată lumea așteaptă un anunț public din partea noastră. Da. Știu și ce ați declarat, că trebuie să treceți prin niște proceduri interne în forum, altfel statutare, să se întâlnească, să... ei de altfel v-au și, nu știu că invitat e cuvântul corect, dar v-au propus să fiți candidatul forumului la alegerile de la anul pentru funcția de primar. În ce fază sunteți acum? Urmează o discuție în forum, urmează ca forumul să se pronunțe, nu știu, într-o conferință județeană sau într-o conferință municipală, habar n-am. Acum, noi la nivel forumul, la nivel de municipiu de Sibiu, am luat hotărârile și deciziile. Eu de ce vă spun cinstite, ce am ezitat să mă pronunț 100%, deoarece am vrut să întâi să trăiesc pe propria piele experiența asta, pentru că este o mare diferență, foarte mare, între a fi primar și a viceprimar. Mm-hmm. Trebuie să știi să încasezi. Așa. Și eu am vrut să văd dacă am rezistența necesară. Aveți? Și dacă am constatat că da. Da. Așa. Știți, știți că de multe ori încasați pe nedrept. Cred că pe acolo este problema, da. Să te obișnuiești să încasezi pe nedrept. Că dacă o încasezi pe drept, zici, domnule, asta e, ți-o asum. Dar când o încasezi pe nedrept, dar... există o vorbă, și câinele se obișnuiește cu bătaia. Da, și am observat că te obișnuiești să încasezi și pe nedrept. Mm-hmm. Da? Și în momentul când mi-am dat seama... deranjează totuși. Ei, nu zic că nu mă deranjează, da? Dar este una să te deranjeze, mm-hmm, și alta să-ți faci din asta o problemă de viață, corect, și să devină o apăsare psihică care te face să nu mai să dai... faci pasul înapoi. Nu, și să nu mai dai randament la locul de muncă. Mm-hmm. Pentru că dacă începi să ai probleme de din cauza asta să... Da, psihice... să mergi mereu în stânga, în dreapta. Nu, și nu mai poți, nu mai ai curajul să iei o decizie, nu mai... Da. Și am constatat că sunt... am rezistența necesară. Pe un interval de la 1 la 100 în procente, cam cât la sută e certă candidatura noastră? Firește, dacă nu apar lucruri neprevăzute la momentul ăsta. Ei, dacă nu apar lucruri neprevăzute, eu zic că e 100% sigură. Am spus că m-am... Pe timp m-am deci ăsta a fost motivul pentru care eu nu m-am pronunțat 100%. Adică nu vreau după aceea să apar în postura și să găsesc nu știu ce motivație pentru care, de exemplu, să spun că sunt bolnavă sau că inima nu mă lasă, cum se poate la ora actuală, da? Un motiv dragul solo și da, deci nu vreau să găsesc un astfel de motiv. Efectiv, asta sunt sincere și vă spun de... Potențialii adversari în competiția asta? În ce privește candidatura mea? Uh-huh. Adică, nu știu dacă ar apărea cineva foarte puternic, v-ar face să dați înapoi? Acum, eu vreau să vă spun, dacă eu mi-am asumat, o mi-o asum în orice condiție, deci nu se mai pune problema, da? Deci ar fi... Știți că zvonurile spun că s-ar putea ca PNL să-l aibă drept candidat, chiar pe colegul dumneavoastră, Virgil Popa. Ar fi deranjantă, știți că de multe ori mi-am pus problema, noi cum pot oamenii politici
să intre într-o competiție care în România nu e întotdeauna cea mai în regulă, să intre în competiție și apoi să lucreze împreună. Credeți că veți reuși chestiunea asta, presupunând că domnul Popa va candida? Acum, eu din punct, am o relație de colaborare bună cu domnul viceprimar Popa. Depinde cum e competiția. Da? Deci dacă competiția se desfășoară într-un stil elegant, civilizat, da, pe probleme, pe proiecte, pe dezbateri, categoric, și nu-l văd pe domnul viceprimar omul care ar coborî la un anumit nivel, cum vedem noi că se practică, da, politica pe plan național. Da? E interesant că la momentul la care noi vorbim putem identifica doar un potențial contracandidat. Da, sigur că nu da. E o problemă și asta, că eu cred că cu cât sunt mai mulți, cu atât competiția ar fi mai interesantă pentru cetățean. Vor Dar la momentul ăsta, credeți că vor fi? Da, eu sunt sigură că vor fi. Nu știu, așa mă gândesc eu, că ai eu, de exemplu, vă spun... de pe timpuri de competiții mari, da, nu, eu să-i aduc și imediat aminte, le spui iară cu Cibinu și... Da, nu, eu vreau să-i aduc aminte doamnei primar că în anul 2000, când a ieșit domnul Iohannis, au fost, sau 96, să nu vorbesc prostii, 22 de candidați. Da. A, nu mă gândesc la atât. Nu, dar evident că nu. Da, sigur că nu. Ca să vedem cum lucrează timpul. Haideți să vă spun, dacă acum trei persoane pot înființa un partid, nu este o problemă să mai apară iară 22 de candidați. Da, e adevărat că nu e o problemă, e adevărat. Deci, din punctul ăsta, sigur vor mai apăra candidați. Mi se pare și normal să apară. Ce relație aveți cu Consiliul Județean? Cu președintele Consiliului Județean? Vă întreb asta din mai multe motive. Unu, că e din nou președinte al PSD. Da. Doi, că a trecut prin episodul ăsta cu anii care s-a terminat așa cum s-a terminat. Că PSD față de primăria Sibiu, față de conducerea primăriei Sibiu, mereu a avut așa o atitudine distantă, ca să nu intru în alte detalii. Colaborați? Adică există dialog între primar și președinte al Consiliului Județean? Acum nu prea este nevoie să... în problemele în care este nevoie, sigur că da. Eu zic că avem o colaborare, să folosesc termenul la modă, instituțional corectă, dar afară de acest termen pot să spun că e o colaborare, adică este o relație politicoasă. Deci nu... domnul președinte se ocupă de problemele județului, nu interferează cu problemele municipalității, deci nu Într-un avem... singur caz, lumea se aștepta ca lucrurile să se întâmple așa, să interfereze. Da. În cazul spitalului, propunerii de spital pe calea Poplăcii. Da. Acolo era așteptat și un sprijin politic, vă aduceți aminte? Da, cum să S-a nu? Spus, domnule, sigur că da. Ministrul e PSD, președintele Consiliului Județean e PSD, da. Primăria e disponibilă, e dispusă să suporte costurile. Mai există dialog pe subiectul ăsta, sincer? Pe subiectul ăsta, dialog, să știți, din punctul meu de vedere, nu depinde nici de președintele Consiliului Județean ca acel teren să intre, să ni se aloce pentru... Nu, dacă lider politic... Din punct de vedere a lobby-ul politic, dar în rest nu stă nici în pixul lui, da? De acord. Așa, și din acest punct de vedere nu ai ce reproșa, că nu... Probabil că a încercat și nu s-a putut mai mult, da. Așa că acest subiect este abandonat. Fiindcă, cred că e abandonat și judecând după demersul lor de a dezvolta urgența. Acum este, adică într-un fel e bine că nu stai așa zeci de ani și aștepți ca ceva să se rezolve, pentru că acolo sunt condiții care nu corespund chiar standardelor și e bine să se facă ceva la spitalul acela. Doamnă, suntem în pragul unei mari aniversări. Sibiu la anul împlinește 825 de ani. V-am văzut într-un loc special, am să le explic telespectatorilor noștri. V-am văzut în zona turnului Scărilor. Turnul Scărilor este, mai simplu pentru sibieni, Casa Calfelor. Așa. De la Casa Calfelor sunt scările care coboară spre Butoiul de Aur. V-am văzut în zona aia, vorbind și de asta despre cei 825 de ani. De ce acolo? Fiindcă istoricii spun că din zona aia se administra Sibiu la 1191. V-am văzut susținând acest proiect, el se cheamă Sibiu Infinite Love, iar anul viitor va fi vizibil puternic pentru toată comunitatea. Nu este singurul proiect pe care l-ați susținut foarte direct, dintr-un simplu motiv, că toate proiectele de pe agenda culturală sunt ale Sibiului, nu ale primarului și nici ale organizatorilor. Cred că am spus-o neapărat. Și acolo, da. Dacă mi-aduc bine aminte. Corect. Da. Bineînțeles, în momentul când un proiect este pe agenda culturală, susținem toate proiectele, pentru că am căzut cu toții de acord, Consiliul Local, cu Executivul, când sunt proiectele cele mai bune și merită finanțate. În afară de
vedeți că susține și proiecte care nu sunt pe agenda, da? Sunt diverse evenimente care se desfășoară între evenimentele agendei în spațiu public. Acum, acest proiect, vă dați seama că nu este un proiect de suflet, pentru că vorbim de 825 de ani Sibiu și eu m-am bucurat că Asociația Sibiu 1191 a avut această inițiativă, au tras de fapt un semnal de alarmă, ei au fost cei care au venit cu acest semnal de alarmă, că urmează și așteptăm să se depună proiecte în acest sens. Încă o dată vreau să subliniez, nu va fi anul sub umbrela 825. Corect. Aș dori ca cei care organizează evenimente să nu forțeze acum nota și să ne apară cu cele mai absurde, numai în titlu să cuprindă 825 și să, deci să fie într-adevăr proiecte frumoase care cresc atractivitatea și pentru turiști a Sibiului și atunci să fie interesante și pentru sibian. Da, bineînțeles, pentru sibian. Bineînțeles, pentru că, în primul rând, noi pentru el facem, că noi finanțăm din banii sibianului, nu din banii noștri proprii. De altfel, pentru Sibiu, 825 Infinite Love s-au pus deja la cale și au fost lansate, inclusiv în prezența doamnei primar, elementele de identitate vizuală. Imediat o să urmăriți și dumneavoastră unul dintre ele. Vreau să vă mulțumesc, doamna primar, pentru prezența la emisiune. Să dea Dumnezeu să ne revedem, să ne revedem curând. O activitate cât mai lipsită de probleme vă doresc în intervalul următor, fiindcă vine iarna cu problemele specifice categoric. Anotimpului rece. Fiecare anotimp are problemele sale. Eu aș vrea să nu știu care anotimpul fără probleme, dar eu vă mulțumesc mult și pentru invitație și pentru dialog. Mulțumesc, și pentru urările de mulțumesc pentru prezență. Ia cătă ce se va întâmpla în Sibiu în anul venit, dragi prieteni, așa după cum vă spuneam, invitatul nostru acum este deputatul de Sibiu, vicepreședintele PNL și președintele Organizației Județene a PNL Sibiu, copreședintele Raluca Turcan. Mulțumesc pentru întâlnire. Bine ați revenit. Și vă mulțumesc și eu pentru invitație. După vacanță, lungă pentru noi, nu știu pentru parlamentari cât de lungă, lungă, scurtă, cum a fost? Am și uitat. Vă rog să mă credeți că realmente dacă mă luați repede, nu mai țin minte exact cum a fost, pentru că am avut 2 săptămâni de concediu cu familia și înainte și după activități politice extrem de intense, încât mi se aglomerează în minte toate evenimentele. Deci a fost scurtă. Însă a fost. Important este că a fost. Da, corect. A fost un pas înainte. De ce se întâmpla, să nu? Da, am avut ani la rând fără vacanțe. Anul acesta am prins 2 săptămâni cu familia, am mers cu mașina, doar noi 3. Serios? Da, cu mașina. Am făcut în total vreo 6.000 de kilometri. Și probabil cei mai grei în România. Cei mai grei în România, așa este. Deci mi s-a părut înfiorător ca de la graniță până la Sibiu să facem tot atâta cât de la graniță până la Ljubljana. Da. Da. Unul din paradoxurile cotidiene. Ceva absolut anormal. Ați prins când autostrada încă era deschisă? De joc. Da, am prins autostrada deschisă. Cred că înainte fusese colegul meu, Alexandru Nazare, care a fost ministru transporturilor și a tras semnalul de alarmă că autostrada riscă să se surpe din cauza problemelor de construcție și că cel mai sănătos ar fi fost pentru cei de la CNADR să întrerupă circulația pentru o perioadă definită de timp și doar pe o bandă, pentru a nu ajunge să o întrerupă complet. Multă lume i-a sărit atunci în cap, au mai lăsat un pic circulația și s-a ajuns mai rău decât a anticipat colegul meu. Pentru că se pare că acolo lucrurile au fost chiar greșit fundamentate de la bun început. Vorbeam cu cineva care a venit din Spania în România. Spania, de altfel, un foarte bun exemplu de atragere a fondurilor europene. Și citeau știrea din România că autostrada a fost închisă pentru că o porțiune este fără fundație. Și persoana respectivă a făcut ochii mari și a spus cum e posibil așa ceva, cum să ai o autostradă cu o porțiune fără fundație, pentru că în Spania, da, care nu este
să spunem, un model de eficiență maximă. Da, nu e o țară nordică. Da, nu e o țară nordică în care să știi că regula e regulă și decizia luată se aplică până la virgulă. În Spania ar fi înfundat pușcăria pe linie toți cei vinovați de această situație. În România se pare că nu răspunde nimeni. Dimpotrivă, dau vina de la unul la altul și banii se plătesc. Se plătesc în continuare statul român, statul român care are banii de la simpli cetățeni, care stau și pierd ore întregi pe drumuri, cetățenii care își riscă efectiv viața pentru a parcurge România. Vreau să vă spun că în fiecare săptămână, când plec de la București la Sibiu sau de la Sibiu la București și urc în mașină pentru că sunt șoferiță, îmi fac cruce și îmi spun sper ca și de data asta să reușesc să ajung la destinație. Pentru că în fiecare săptămână, prin câte 3 accidente, în medie, pe drumul București-Sibiu. Noi suntem acum în situația în care avem autostrada Petronson de la Săliște la Cunța închisă. Și e închisă, cred că nu sunt 2 săptămâni de când e închisă și avem 2 morți pe drumul național. Tot traficul a fost mutat de pe autostradă pe drumul național și nu pe un sens, cum într-adevăr era una dintre opțiuni dacă se mișcau și dacă recunoșteau deficiențele din timp, avem deja 2 morți. Multiplicați asta cu perioada în care autostrada va sta închisă și vedeți ce medie înspăimântătoare veți obține. Și interesant este că nimeni nici acum nu dă un răspuns să spună, domnule, nu fost niște tâmpenii. Să pună degetul pe vinovat și pe cine plătește. Nu se poate să nu existe și un cost financiar pentru această bătaie de joc. Vreau să vă spun că și în alte țări există corupția. Diferența între România și celelalte țări unde mai există corupție este că în România se fură și nu ți apare nici proiectul, în alte țări se mai fură, dar măcar proiectul în sine îl vezi. Da? Îl vezi. Poate că ar fi putut fi mai bine făcut, însă rămâne bucata de autostradă, rămâne drumul, rămâne clădirea construită, numai la noi. Se pleacă și banii și clădirile. Știți la ce m-am gândit? Dispar. Nu e posibil, facem speculații acum că nu avem date din interior, nu e posibil ca la graba asta de a deschide autostrada înainte cu 2 săptămâni de alegeri să fi contribuit direct sau indirect, că nu avem de unde știi din nou, presiunea anunțurilor de la București care spunea, vă aduceți înainte premier, spunea, o deschidem acum, trebuie să o deschidem. Știți de ce? Fiindcă altă cale nu văd. Directorul CNADNR e sibian. Mi-e greu să cred că un om născut aici, crescut aici, cu noi, nu e să-ți bagi joc de chestiune care se întâmplă la 15 km de tine, la 20 de km de tine. Și de asta încerc să găsesc argumente pentru ceea ce s-a întâmplat. Și chiar dacă nu și-a bătut joc, putea să iasă, pentru că nici complicitatea asta, într-o fraudă, într-un pericol față de cetățean, nu este sănătoasă. Indiferent de unde vii, dacă vezi că sunt lucruri care nu merg, ieși și spune. Noi am țipat atunci, am spus, domnilor, ați deschis-o în campanie electorală. Existau informații că lucrarea nu era finisată. Da? Noi atunci aveam informații că nu e finisată, nu că nu e fundamentată. Aveam informații că lucrarea nu e gata, însă doar pentru a puncta electoral au deschis-o. Probabil că au pus-o în pericol și mai mult și acum pun în pericol viața cetățenilor în fiecare zi cu închiderea. Da, eu mi-aduc aminte episodul, era să-i spun dezgustător, dar considerați că n-am spus. Episodul prezenței primului ministru atunci, care a refuzat să coboare din autobuz, cu mare modestie, n-a vrut să taie panglică, dar a trecut pe acolo, el a fost pozat în autocarul. Am pățit pe zele pe autostrada care urma să se surpe. Ce penibil? Adică n-ai tăiat panglica, vezi, Doamne, da, că da, nu. Da. Dar era acolo, cum Dumnezeu poți să spui? Noroc că s-au prins și cetățenii. Oh, Doamne. Bun. Vă dați seama ce pericol ne-a trecut? Suntem însă, doamnă, aproape de un alt eveniment. Știu că e mai aproape de preocupările dumneavoastră. Ați fost președintele Comisiei de Cultură. Sunteți încă implicată în toate aceste povești. Vă întreb, plecând de la cei 0 și ceva la sută din PIB pentru educație, nu vi se pare că orice altă guvernare ar veni, situația din punct de vedere financiar nu s-ar putea rezolva? Fiindcă, știți cum e? Toți cei care sunt în opoziție vin și spun, nu domnule, e prea puțin, să se dea mai mult, dar în esență tortul e același.
De unde vin banii în plus? Eu cred că v-am obișnuit cu sinceritatea mea și vă spun că dacă mâine educația ar primi 6% din PIB, ar fi foarte mulți bani rosiți. Însă, dacă de mâine s-ar obține acest angajament și s-ar aloca cu adevărat o prioritate sporită educației și s-ar fixa un calendar de finanțare graduală a educației într-un termen de un an jumate, doi. Deci spre cei 6%. Banii aceia, spre cei 6%, banii aceia s-ar regăsi direct în calitatea educației. De la deci dacă de mâine la 2, s-ar da 5%, 5% din PIB pentru educație, s-ar simți și s-ar simți direct în actul educațional. Pentru că tot ce înseamnă finanțare per elev este la limita de avarie. Acum vorbim de începerea anului universitar. Jumătate dintre universitățile din România au probleme să-și plătească facturile. Jumătate. Tot ce înseamnă învățământ privat a înregistrat cu de 5 ori mai puțin studenți. De 5 ori mai puțin studenți. Bun, dar asta are legătură cu ce se întâmplă în preuniversitar. Este la 50%. Nu neapărat. Adică ai pe de o parte o problemă de rezultate la bacalaureat, exact. Ai o problemă de natalitate și ai o problemă de lipsă de orientare în carieră, pentru că sunt foarte mulți tineri care pur și simplu sunt debusolați, nu știu încotro să apuce. De aceea, abandonul universitar este la 50%. Adică se înscriu în anul întâi 200 și ceva de mii, în anul la final, în anul 3, la licență, îți rămân jumătate. Ceea ce este cu totul și cu totul nefiresc și îți arată că, de fapt, tânărul acela, când a ajuns în universitate, nu știe exact de ce a ajuns. Pentru că poate nu e universitatea pe care și-a dorit-o, poate pentru că serviciile din universitate nu sunt cele pe care le-a așteptat, poate că tot ce înseamnă cost suplimentar l-aduce în imposibilitatea de a mai urma facultatea. Poate că nimeni nu i-a spus, mă, băiatul ăsta nu-i de tine. Da, poate că nimeni nu i-a spus să se ducă la învățământul profesional. Corect. Pentru că, din punctul meu de vedere, în România trebuie inversată ponderea. În momentul de față avem 60% învățământ teoretic și 40% învățământ profesional vocațional, în timp ce acest procent trebuie inversat. Și trebuie inversat nu pentru că spune Turcan, ci pentru că trebuie să te uiți pe piața muncii. Tot ce înseamnă ieșire dintr-un ciclu de învățământ, că vorbim de liceu, că vorbim de facultate, trebuie să o faci privind piața muncii. În momentul de față, 80% dintre tinerii care termină universitate nu lucrează în domeniile pentru care ei s-au pregătit. 80%. Deci asta înseamnă că, din nefericire, foarte multe universități din România nu privesc în specializările pe care le fac spre ceea ce se cere pe piața muncii. Au această presiune uriașă de a atrage studenți, pentru că așa primesc finanțarea de bază. Este neglijat totalmente fondul de dezvoltare instituțională pentru nivelul universitar, bani care ar putea fi folosiți pentru universitățile care atrag tineri din medii defavorizate și îi îndrumă, îi îndreaptă spre, sau îi oferă pentru piața muncii, și situația este destul de dramatică. Însă evident că trebuie să privim pozitiv, pentru că începutul de an universitar trebuie să fie unul mobilizator. Există și părți bune. Nu vreau să vedem doar în negru. Însă aceste probleme de sistem apasă pe întreaga societate și apasă pe învățământul la nivel de masă. Pentru că și eu am uneori întrebări, dacă nu sunt prea critică și spun, dom'le, dar chiar așa, uite, asta nu merge, asta nu merge. Da, pentru că responsabilitatea mea ca un politic și un preocupat de ce se întâmplă în învățământ este să privesc învățământul la nivel de masă, pentru că el îmi pregătește. Acolo văd gradul de implicare, pregătire, atragerea societății. Acolo văd șansele pe care fiecare cetățean le poate avea prin educație. În Anglia există o vorbă și anume că pentru un copil sărac, o diplomă reprezintă șansa de a intra în clasa de mijloc. Pentru un copil sărac, o diplomă înseamnă șansa pentru a intra în clasa de mijloc. La noi o diplomă
aproape că nu mai valorează nimic. Președintele a dat un semnal, nu cred că la începutul anului universitar, dar la începutul anului școlar cu siguranță, a dat un semnal și mărturisesc că mă așteptam la mai multă reacție din partea clasei politice, prin clasa politică înțelegând nu doar liberalii. Mă așteptam ca toți ceilalți, indiferent de culoare, să vină să spună, da, domnule, e un subiect, hai să-l discutăm, să vedem ce facem. Am trecut prin 1000 de pacturi, pactul pentru educație, pactul, cu efecte pe care le vedem azi, insesizabile aproape. Domnule, hai să ne așezăm la masă, să vedem ce vrea președintele, ce se poate face și care e drumul pe o cale de 10-20 de ani, exact cum spunea și domnia sa. Efectul a fost, mă iertați, modest. Nu mi s-a părut că mediul politic e preocupat de subiect. Cum e? Și așteptările trebuie să ți le creionezi în funcție de interlocutori. Clasa politică e cea pe care o vedem. Până la urmă există un procent uriaș de imoralitate, de lipsă de profesionalism pe tot ceea ce înseamnă clasa politică. Uneori mă uit în oglindă și mă rușinez și zic, Doamne, oare chiar nu există perspectiva schimbării acestei clase politice? Și îmi spun, eu cred că există. Eu cred că există, dar nu peste noapte, în timp, și cred că se produce și cu generațiile și cu încăpățânare uriașă a unor oameni de a ține cu dinții la niște principii și la niște valori. Cu toate riscurile de rigoare, pentru că și mie mi s-a întâmplat ca ținând cu dinții de niște lucruri peste care mi-am propus să nu trec, să am de suferit politic. Și țineți minte parcursul meu politic. Mm-hmm. Da, am avut și suișuri și coborâșuri, chiar foarte abrupte uneori, dar am ținut cu dinții. Cred că toți oamenii politici, dacă ar face măcar jumătate misiunea asta continuă pe care o ai pentru societate, am fi mult mai câștigați. În privința mesajului lansat pe educație, deci ar fi presupus ca cei din majoritatea parlamentară, pentru că acolo ai forța de decizie în legislativ, și cei din guvern să fie cu adevărat preocupați de soarta educației românești. Însă, în Parlament, vreau să vă spun că există în momentul de față câteva proiecte. Le-am inițiat eu, putea să le inițieze oricine altcineva din opoziție, probabil că ar fi avut aceeași soartă. Un proiect privind after school-ul. After school pe care îl găsești în toate programele de guvernare. Și le-am spus, uitați, băieți, așa trebuie făcut after school-ul. Dai niște etichete valorice, părinții se duc, le solicită, școala le oferă și folosesc banii respectivi pentru programe după orele de curs denumite after school. Blocat în Parlament, n-au puterea să le respingă pentru că sunt bune, blocate în Parlament pentru că... Dar care e... Răspunsul este că nu avem bani. Bun. Okay. Nu avem bani pentru că i-am cheltuit pentru autostrăzi de genul ăsta. Pentru că depinde și cum îți faci bugetul. Depinde cum susții cu adevărat declarația că educația este o prioritate. Dacă tu în permanență direcționezi banii spre locuri unde se scurg doar către unii favorizați de soartă, da, așa dar este. Care ar nu fi ai ideea bani cu after school-ul? Practic, banii care se plătesc acum, nici nu știu acum cum. Acum părinții, sunt câteva școli care în acord cu municipalitatea derulează programe after school, dar sunt câteva școli. În rest, la nivel național, acest program nu există. Și banii există. I-aș da școli în felul ăsta? Banii gestionează, nu banii, tichetele valorice, da. Dar sunt niște vouchere educaționale pe care școala le oferă la solicitarea părinților. Dar cine plătește sumele astea? Vin de la stat? De la stat, evident. De la stat. Ministerul. Okay. Da, ministerul, în funcție de solicitările pe care le au școlile, dau un număr de vouchere, voucherele respective le primesc ulterior părinții și le folosesc pentru programe after school. În felul acesta poți să ajuți profesorii din școli, din anumite școli, poți să ajuți ONG-urile care derulează și vor să deruleze programe after school. After school-ul în esență ar fi gratuit, înțeleg. Da, evident. Pentru părinte. Pentru părinte, pentru că el primește voucherul exact respectiv de 200 de lei. Da? Și cu ăștia 200 de lei, dacă, de exemplu, primesc toți copiii dintr-o clasă, toți copiii dintr-o clasă ar avea la părinți niște vouchere pe care le-ar pune și s-ar face un program after school în școala respectivă, în alt spațiu. O să spună lumea că în momentul de față un after school costă 800 de lei și tu dai un tichet de 200 de lei, dar depinde că acum dau 800 de lei câțiva copii din familii care pot să suporte, pe când dacă ar da 200 de lei mai mulți copii, evident că
șansele să faci un astfel de proiect cresc. Dar și cresc. Să iei așa, dacă sunt 200 de lei, mai pui numai 600 și oricum e un avantaj. Deci, și chiar și așa poți să suplimentezi dacă vrei, cine știe ce condiții. Și s-ar mai rezolva ceva interesant. Poți să... O evidență oarecum a circuitului financiar în povestea asta, fiindcă nimeni la ora asta la care noi vorbim nu poate să explice ce se întâmplă cu banii în after school. After school-urile de regulă au loc în instituțiile statului, în școli, în grădinițe sau, mă rog, în instituții ale statului. Statul încasează ceva bani de acolo? Încasează educatorul? Încasează profesorul? Da, cine încasează? Multe, adică am 1000 de întrebări și nimeni nu poate să-mi răspundă. Ele funcționează sub pălăria unor asociații și în unele locuri există o transparență a cheltuirii banilor. Cea mai ambiguă treabă în alte, în alte locuri nu există. De aceea un program național care să fie permis și unor copii din familii defavorizate ar ajuta uriaș întreaga societate, pentru că nu poți să reduci învățământul din România la câteva școli din centrul marilor orașe sau câteva școli de elită, unde și profesorii sunt selectați, unde și părinții au un potențial mai mare, cu unii copii care sunt în locuri sărăcite, pentru că acolo sunt bombe sociale, nu doar familiile sunt sărace, acolo și sănătatea este deficitară, tot ce înseamnă infrastructură. Realmente copiilor lora le este mult mai greu să scoată capul, să străbată toate nivelurile societății pentru a se realiza în viață. Deci articolul acela constituțional prin care educația este gratuită pentru toți copiii este pur și simplu acum o bătaie de joc, pentru că nimeni nu mai respectă. Copiii din România nu au aceeași șansă. Corect. Și o spun cu durerea unui părinte care vede și în clasa copilului și văd în jurul meu, pentru că mă preocupă domeniul acesta, văd copii care ar putea, care ar avea potențial, dar dacă nu au norocul, nu au norocul să întâlnească profesori cu adevărat mentor, formatori, care nu au norocul să dea peste o comunitate care să-i sprijine, să reușească, pur și simplu dar se îngroapă în neputință. Am înțeles că suntem într-un cerc vicios, fiindcă, într-adevăr, omul potrivit ar putea face foarte mult. Omul dăruit, omul care face din pasiune. Eu întotdeauna am spus, la educație nu trebuie să fii laureat al premiului Nobel ca să împingi lucrurile înainte. Pentru educație îți trebuie o uriașă voință proprie, dar și o uriașă voință politică. Numai în felul acesta poți să împingi lucrurile înainte. Și lucrurile pot fi așezate în timp. Și exact așa cum a zis și domnul președinte, nu le schimb de azi pe mâine, dar dacă ai voința politică, ai libertatea să-ți creezi acea perspectivă de a-ți așeza întregul sistem educațional. Pentru că ce ne lipsește nouă? Noi nu știm cum vrem să fim ca țară. Noi pur și simplu trăim de pe o zi pe alta, scoatem generații pe bandă rulantă, fie că vorbim de licee, fie că vorbim de universități, de altfel dragi și cu oameni respectabili. Dar dacă pui această întrebare, unde vrei să trimiți deținătorii unor diplome de absolvire a universității? Pentru ce îi pregătești? O să vedeți că dăm din colț în colț, pentru că noi nu ne-am stabilit cum vrem să fim. Care sunt domeniile noastre de competitivitate? Care sunt locurile pe piața muncii unde există cerere și eu trebuie să-mi îndrum tinerii respectivi? Care sunt calificările de care am eu nevoie de țară? Unde sunt deficitari? Și în felul acesta îți așezi întreg sistemul preuniversitar. Marea ruptură în România se produce între clasele 5-8 la gimnaziu. Pentru că în clasa 4-a unul din patru copii este analfabet funcțional, adică poate să citească, dar nu poate să comaseze informațiile, să le folosească, să le utilizeze, în timp ce la final de clasa 8-a, unul din doi, adică 50%. Deci undeva se produce o ruptură. Și atunci, cu evaluări de parcurs, cu îndrumători reali care își doresc să facă lucrul acesta și sunt și motivați să facă lucrul acesta, că ajungem și la motivarea profesorilor, tu la final de 8-a trebuie să știi exact pentru ce ești cel mai pregătit să faci în societate. Dacă nu ai aptitudini pentru învățământ teoretic, du-te pe profesional, du-te pe tehnologic și bacalaureatul, trebuie făcut diferențiat. Să ai un nivel de certificare a calificării, ceea ce înseamnă învățământ profesional, iar la bacalaureat să ai
un bacalaureat pentru învățământ tehnologic pe care să-l folosești pentru anumite universități, pentru că poate nu sunt toți foarte talentați la limba română sau la alte materii, da? Îți iei un bacalaureat tehnologic și te duci la universități tehnice. Și un bacalaureat teoretic pentru care să-l folosești la orice universitate. Dar nici n-ar trebui inventată roata, doamne, fiindcă genul ăsta de sistem se practică inclusiv în Germania, unde copilul, în anumite etape ale evoluției sale, copilului îi se descoperă calități și îi se spune, da, domnule, cam ăla-i drumul pe care el va merge, să se va duce pe direcția aia. E, și de pe direcția aia el întâlnește niște porți, ca să le spunem așa în termen de Game Boy, de joc. El găsește niște porți pe care și le deschide și merge pe direcția aia. E atât de sunt simplu. Sunt eu inventivă, dar nici atât de inventivă încât să dau niște linii de dezvoltare, da, a României. Mă uit ce au făcut alte țări. Și în alte țări dar există cum... 40% absolvenți de studii superioare, dar care se integrează pe piața muncii. Mm-hmm. Noi avem 14% absolvenți de studii superioare, dintre care 80% lucrează haotic în locuri cu totul și cu totul nedorite de ei. Discuția cum o purtăm noi aici nu se poate purta și unde trebuie, cu același rezultat în care tot să spunem, da, cam așa ar trebui să fie. Și revin la întrebarea dumneavoastră, de ce nu a existat o reacție din partea clasei politice? Întrebarea este, cu cine? Pentru că în Parlament, proiectul After School e doar un exemplu, mai am și multe, multe alte proiecte, cum ar fi sporul de doctorat, de contarea transportului profesorilor navetiști, de contarea transportului elevilor navetiști, care ajută exact pe cei din zonele defavorizate și multe, multe alte inițiative, dar care sunt, de fapt, pe fond, eu realizez, sunt pași mărunți, pentru că pașii mari, vitali, se iau la guvernare. Când ai Ministerul Educației și poți să susții toate măsurile. Iar la guvern, pe partea cealaltă, vă spun cu mare sinceritate și fără să critic un anume ministru, pentru că, realmente, actualul ministru care a fost rector mi se pare un om de bună intenție, însă el are un guvern care este certificat, dacă vreți, prin imoralitate și corect. Da, incompetență, atâta timp cât tu ai fost dovedit că ți-ai furat lucrarea de doctorat. Ce pretenții să ai? Ce pretenții să ceri? Și atunci, au fost multe măsuri care, în loc să fie pași înainte, au fost regreși și mutilări ale reușitelor. Am văzut numele dumneavoastră pomenit într-un context în care se vorbea despre posibili viitori miniștri. Era numele dumneavoastră trecut acolo, nu știu că la cultură sau la educație, cred că la cultură mai degrabă. Nu, la educație, n-am apărut niciodată la cultură. Da, la educație, ok, nu mai mi-aduc aminte. Pentru că sunt deja chitită pe partea de educație. E vina mea, nu mai mi-aduceam aminte exact. Și am văzut și numele lui Mircea Cazan, mărturisesc că numele lui m-a șocat un pic în lista aia, dar asta e o discuție pe care o să o portăm cu domnia sa. Se creionează un cabinet din umbră sau ceva de genul ăsta? Sau care a fost? Au fost diferite etape. Guvernul, în partea de fost PDL, se crease un guvern alternativă și în respectivul guvern alternativă, într-adevăr, eram responsabilă pe domeniul educației și un ministru alternativ la educație. Ulterior fuziunii, evident că s-a ajuns la aceste echipe paritare, bicefale, nu știu cum să le denumesc. Și există doi copreședinți de comisie în momentul de față, de Comisie Națională de Educație, adică noi avem oameni în toată țara cu care lucrăm și de la care culegem idei și propunem soluții. Și omologul meu, cum ar veni, pe partea de comisie, este domnul Vlad Nistor de la fostul PNL. Și, practic, acesta este și sensul comisiilor de specialitate, ca cei care le coordonează să fie primele persoane luate în discuție în momentul obținerii guvernării. Acum, nici eu nu sunt om politic de ieri, de azi și știu foarte bine cum se fac guvernele. Preocuparea mea nu este să stau cu ochii și să nu dorm noaptea dacă ajung sau nu ajung ministru. Preocuparea mea este că în Parlament tot ce înseamnă inițiativă legislativă să contribuie atât cât se poate la starea de ansamblu a educației. Preocuparea mea este să înțeleg exact ce se întâmplă în sistemul de educație, dacă ajungem la guvernare să știu exact ce lucruri trebuie mișcate și împinse înainte și da, să nu fie o voce peste care să se poată
trecem măcar cu discuția. După aceea, evident, este voința primului ministru, sunt negocierile de partide, nu poți să știi în ce formulă ajungi la guvernare. Asta era următoarea mea întrebare. Opțiunea PNL, PNL și atât, la momentul la care noi vorbim, continuă să fie Cătălin Predoiu? Evident, evident. În momentul de față există tot angajamentul noului PNL de a-l avea pe Cătălin Predoiu premier. Nu există vreun compromis pe care l-ați face, spre exemplu, pentru UNPR? Nu există niciun compromis. Cel puțin mi-aduc aminte când am fost întrebată dacă ar candida Crin Antonescu la președinția României, dacă l-aș vota. Și vă aduceți aminte că a fost o declarație care a făcut titlul și am spus că mai bine mi-aș tăia o mână decât să-l votez pe Crin Antonescu la președinția Vedeți României. Vedeți că n-a fost necesar. N-a fost necesar, am avut cea mai bună opțiune. În președintele Klaus Iohannis. Eu sper să nu trebuiască să-mi tai o mână să votez premier în Parlament pe domnul Oprea, pentru că... Dar șanse să fiți la guvernare cu ei sunt? Da, sunt șanse. Dar nu cred că profilul de om politic al domnului Oprea este profilul necesar pentru a fi prim-ministru. Nu este o chestiune personală. Uh-huh. Poate că am glumit acum puțin. Însă cred că un prim-ministru trebuie să răspundă la mult mai multe cerințe și un prim-ministru trebuie să aibă în primul rând o viziune despre întreaga Românie, despre toate domeniile. Nu cred că poți să porți aceeași discuție cu domnul Oprea pe care avea-o cu Cătălin Predoiu, care înțelege ce se întâmplă aproape în toate domeniile. Domnul Oprea poate să vorbească despre securitate națională, mm-hmm. despre interesul mm-hmm. național, cu toate că nu mi-e clar acum. Da, am văzut că... Nu e cu interesul național, cu Ponta inculpat, dar mă rog, să zicem. Păi poate va explica, fiindcă am văzut că a fost întrebat de la Tribuna Parlamentului. Poate va explica... Care e interesul național acum, în susținerea actualului guvern? Poate vă explica. N-am primit un răspuns convingător. În timp ce cu domnul Predoiu, realmente poți să găsești soluții la multe întrebări care ne apasă. Partidul Național Liberal este acum încă, și o să vă rog să încercăm să explicăm asta, este în procedură pentru pregătirea candidaților pentru alegerile locale. Știu din alte intervenții că urma ca doritorii din interiorul PNL să-și manifeste intenția, că urmează ca cu privire la acești doritori să se facă sondaje. Unde suntem acum, în momentul în care ne vorbim? Doritorii, lista doritorilor s-a închis? Suntem în care săptămâna viitoare mă întâlnesc împreună cu domnul copreședinte Mircea Cazan, cu reprezentantul unui institut de sondare a opiniei publice, pentru a definitiva chestionarele și a stabili momentul în care intră în teren. Cel mai probabil spre finalul lunii octombrie va intra în teren și cel mai probabil la final de noiembrie vom avea un răspuns cu privire la gradul de încredere al liderilor politici care își doresc să ocupe anumite funcții. Bun. Este posibil ca în sondaj să intre și persoane care nu și-au manifestat intenția? Da, este foarte posibil. În primul rând, cred că există obligația să ne testăm și eu și Mircea Cazan, uh-huh. pentru că suntem președinți de organizație okay. și trebuie să știm cât de mult ne apreciază sibienii și, de asemenea, vom testa foarte serios inclusiv potențialii adversari. Uh-huh. Da, sau personalități locale, pentru că ne putem trezi cum e situația domnului Cindrea. Nu se știe exact ce soartă va avea politic domnia sa în momentul în care se dă și rezultatul contestației în anulare pe care a făcut-o. Și poate că nu o să dorească să mai candideze sau poate nu o să poată să mai candideze și atunci trebuie să testeze anumite persoane care sunt apropiate PSD-ului sau sunt în PSD. Bun, pe de altă parte, funcția de președinte nemai fiind la dispoziția alegătorului de președinte Consiliului Județean, nemai fiind direct, lucrurile se schimbă un pic. Adică... Toți, din punctul meu de vedere, un președinte de organizație are obligația ca toți cei, mai ales la Consiliul Județean, da? Ca toți cei care vor fi în echipa de Consiliu Județean în momentul în care președintele e ales din rândul lor să fie potențial președinți de Consiliu Județean. Uh-huh. Vă dați seama, ar fi suficient
dacă n-ai o situație electorală prea favorabilă, să ai unul mai slab și să te trezești că ceilalți adversari, da, te condiționează să-l pui pe cel mai slab, că poate e mai convenabil pentru ei. Deci, din punct de vedere al PNL-ului, voi urmări ca toți cei de pe listă să fie potențial președinți de Consiliu Județean, iar din punct de vedere al adversarilor, vreau să văd care sunt cei care aduc votul și încrederea. E suficient ca colegii noastre să se fi înscris ca să intre în sondaj, adică nu faceți și dumneavoastră o triere pe baza informațiilor pe care le aveți din interior, pe baza disponibilității de a susține, fiindcă poate pur și simplu pe unii nu mai vreți să-i susțineți, că n-au dovedit nimic în mandatele lor, că n-au fost activi în consiliile locale sau județene. Mă întreb, adică e musai să vrea ca să intre în sondaj? E o întrebare pertinentă pe care mi-ați adresat-o. Pentru că sondajul e o parte, bineînțeles că un candidat va trebui să răspundă la mai multe cerințe. Nu e suficient să fii un om cu foarte multă încredere sau multă încredere, sau mai puțin mai multă încredere, ci trebuie să fii și un om integru, să nu fii suspectat de acte de corupție și trebuie să ai o experiență profesională care să justifice prezența ta în funcțiile respective. Vă mărturisesc foarte sincer că la Consiliul Județean s-au înscris 63 de persoane. Deci dublu față de o listă normală. Pentru a fi testate în sondaj. Mi se pare mult să testezi în sondaj într-un chestionar 63 de persoane doar de la tine. Și de aceea sâmbătă vom avea o ședință cu cei din echipă și vom stabili exact dacă sunt persoane pe care, cel puțin cei care sunt în conducerea partidului, nu le cunosc, cred că e mică probabilitatea ca persoanele respective să poată să fie în Consiliul Județean. Deci o să încercăm să îi convingem, de fapt. Nu, dacă ei nu vor dori, obligația mea, pentru că așa mi-am stabilit regula în interiorul partidului, este să-i testez. Dar cred că va trebui să avem noi o discuție și dacă sunt oameni care doar s-au înscris, cu foarte multă bună credință. Poate vor pur și simplu să vadă câtă simpatie au în rândul sibienilor, să încercăm să-i convingem să aleagă un alt traseu politic. Mai contează la ora la care noi vorbim dacă oamenii ăștia care și-au exprimat disponibilitatea provin din fostul PDL sau... Fiindcă, aș vrea, știți, să nu conteze. Aș vrea să nu conteze. Probabil că mai sunt niște orgolii, domnule, ăia vin de acolo, ăștia vin de dincolo... Mi-aș dori să nu conteze și mi-aș dori să nu conteze că sunt prieten cu Raluca Turcan, că sunt prieten cu Mircea Cazan, ci pur și simplu să răspundă unor criterii pe care noi ni le impunem. Și nu ni le impunem pentru că vrem noi să să ne reglăm niște conturi în interior, ci ni le impunem pentru a fi atractiv față de oameni când îi chemăm la vot. Pentru că, domnul Marcu, doamna Raluca, vă spun foarte sincer, sunt în interiorul clasei politice. Trăiesc în clasa politică și port emblema de om politic, da? Când mă uit în jurul meu, îmi dau seama totuși cât de puțin atractiv suntem noi ca și categorie profesională în rândul cetățenilor. Cum pot ei să facă diferența realmente, printr-un vot bine cântărit între PNL și PSD, ce ne diferențiază pe noi? Și atunci, aici la Sibiu și la nivel național, prin tot ceea ce fac, încerc în permanență să ridic ștacheta și să încerc să urmăresc să impun niște criterii de diferențiere, ca în mod clar și limpede, fără manipulare, fără găleți, fără știu eu ce, să-i conving pe oameni că merităm votul lor, noi mai mult decât ceilalți. După episodul ăsta cu localele, deci încheierea sondajului, noiembrie, probabil o așezare către oameni, domne, vor fi ei, probabil vor fi alții candidați. Deci după episodul ăsta urmează pregătirile pentru generale, cam în același fel sau nu se știe încă? Evident, pregătirea pentru alegerile generale, în mod normal, ar fi trebuit să înceapă din prima zi de după încheierea alegerilor. Da. Pentru unii, sigur, nu. Eu, iarăși, în calitate de copreședinte, mi-aș dori exact să
cunosc chiar de pe acum tabloul despre cum vom intra în bloc start, inclusiv pentru alegerile generale, pentru că termenul nu e lung. Între locale și generale apare o vacanță, da, unii și au vacanțe. Și chiar dacă tu nu-ți iei vacanțe, când vrei să faci treabă și dacă îi găsești în concediu, nu ai cu cine să muncești. Și atunci, aș vrea să desenăm întregul tablou, să se așeze fiecare în bloc start, în poziție de luptă, de competiție politică și să știm, aici este echipa pentru locale, voi aveți motivația pentru parlamentare, voi aveți motivația pentru a ocupa eșalonul instituțiilor din subordinea ministerelor. Uh-huh. Pentru că atunci când te pregătești de guvernare, și vreau să cred că PNL-ul se pregătește de guvernare, trebuie să ai de la miniștri în cap până la secretar de stat și director de instituții. Vreau să vă întreb doar cu o chestiune. Nu e posibil la momentul ăsta în organizațiile care vor să se încheie epoca copreședinților? Ba da, este posibil. Știți de ce? Fiindcă așa pare o conducere aiuritoare cu două capete, inclusiv în Sibiu. Sunt convins că știți asta, nu sunt convins că o să și mărturisiți asta. Inclusiv în Sibiu sunt oameni care spun, da, domnule, fostul PDL duce tot greu. Sau alții care spun, nu, domnule, liberalii duc tot greu, ei la azi nu fac nimic. Noi n-ar trebui să se încheie. Să zicem, noi, hai să facem niște, nu știu, alegeri aveți voie să faceți acum interne? Sau nu prea nimeriți să faceți? Teoretic ar fi posibil, însă eu cred că la conducerile bicefale ar trebui să se ajungă nu în urma unei mici înțelegeri, ci în urma unei performanțe concrete. Și atunci, dar cine cum o măsoară și cum? Cum poți să-ți verifici performanța? Trecând prin niște alegeri în exterior. Gândiți-vă dumneavoastră cum ar fi în toată țara și sunt județe cu conflicte mai mari în interiorul organizațiilor PNL. În loc să se uite la PSD, la actele normative năucitoare, la lipsa de performanță a celor de la guvernare, să se uite unul la celălalt, se vâneze și să urmărească să-și ia locul în locuri unde chiar niciunul dintre ei n-ar fi cel mai potrivit, știți? Adică atunci când impui o regulă și te spui, da, renunțați la copreședinție, trebuie să te gândești, așa cum mă gândesc și eu la educație, la nivelul întregii țări, la nivelul întregului partid. Poate că la Sibiu s-a rezolvat lucrurile foarte ușor, cu toate că pot să existe locuri unde să cei doi copreședinți să se considere mai îndreptățit unul decât celălalt să fie președinte de organizație. Ok, ca să închei și un răspuns foarte scurt. Deci va urma etapa pentru generale după ce trece chestia asta? Va fi oarecum la fel? Va fi oarecum la fel, cu toate că situația de după locale va contura fi mai mult, clară. Da. Da, va fi mai clară în privința echipei de la nivel național. Există o cutumă, nu știu dacă e statutar sau nu, sau dacă se va respecta sau ba. Conform căreia deținătorii de funcții acum, funcții politice, parlamentar, consilier local, consilier județean, ar avea o oarecare prioritate. Vă întreb cu gândul la generale. Cei care au mandate azi au un plus undeva? Vreți să vă dau un exemplu concret ca să vă fie mai ușor? Nu. Nu vreți. Mulțumesc, okay. Am înțeles. Dar oricum o să vi-l dau. O să vă dau un alt răspuns și cred că veți înțelege exact. Aș considera ca pe un eșec personal al meu ca și copreședinte de organizație ca la viitoarele alegeri să se regăsească în Parlament fix aceiași oameni și să mă declar foarte mulțumită că aceasta este echipa pentru Parlament. Provocarea mea ca președinte de organizație este să aduc măcar un om nou în echipa parlamentară. Cred că Sibiul are acest potențial, cu toate că, de asemenea, sunt un om rațional. S-a redus numărul de parlamentari, s-a schimbat legea. Evident că sunt acum niște parlamentari care trebuie să se înghesuie pe un număr mai mic de locuri. Dar cu toate acestea, îmi doresc să aduc cel puțin un om nou în echipa de Parlament. Deși n-ați vrut, poate faceți un efort și îmi răspundeți. Fostul lider al organizației, Ion Ariton, deși știu că statutar e membru în biroul județean, fiindcă e parlamentar, mai vine la partid? Mai are activitate? N-aș vrea să discut despre situația dumneavoastră. Dar dacă v-ar spune mâine că vrea să candideze din nou?
nu hotărăște Raluca Turcan cine candidează pe liste. Evident că am un cuvânt de spus în modul în care pregătesc aceste liste și așez selecția candidaților. Însă nu hotărăsc eu. Dacă toți colegii din organizație vor spune da, domnul senator mai merită un mandat, foarte bine, aceasta este decizia organizației. Să știți că sunt un președinte foarte democratic. Foarte democratic, mă bazez foarte mult pe opțiunea politică a colegilor mei, pentru că realmente am o echipă de care sunt mândră. Am o echipă de care sunt mândră. Fiecare s-a străduit ca în domeniul în care este să aducă un plus de performanță. Nu faceți o evaluare a parlamentarilor de Sibiu? Nu acum și nici nu o fac la televizor. Ok, dar o veți face în interior. Evident. Sunt parlamentari. Deci nu vă imaginați că dacă eu vă dau un răspuns acum care vă explică modul general în care ne vom selecta candidații, nu suntem riguroși și nu avem. Nu, eu sper că sunteți și de asta vă întrebam și la locale, exact același lucru. Fiindcă există oameni care ocupă funcții politice, consilieri locali, consilieri județeni, parlamentari care nu sunt văzuți la față. O să-mi spuneți, nici nu trebuie dacă au activitate în zonele lor. Ba trebuie, doamnă. Ba trebuie, că sunt aleși de comunitate. Nu să vă răspund că nici nu trebuie, însă o să vă răspund că nu este suficient, că sunt unii văzuți la față, dar care sunt mai ineficienți, dar nu mă refer în Sibiu, da? Dar care sunt mai ineficienți sau chiar contraproductivi decât alții pe care nu-i vezi la față. Și în Parlament, să știți că sunt mulți parlamentari care își fac treaba și pe care nu-i vezi toată ziua la televizor, cum sunt unii care merg la televizor și n-au nimic de spus. De acord și cu asta. Dar în Parlament au o contribuție importantă. Așa se de asta vă întrebam de evaluare. Și o ultimă întrebare. Locale. Aveți parlamentari ai puterii care cochetează cu PNL, parlamentari de Sibiu ai puterii? Dacă vreți, deși eu o să-mi spuneți din nou, nu vă pot da un exemplu. Poate cochetează cu PNL, dar nu cochetează cu mine. Cu deastră, doamne, ferește, că ar fi moralmente corect. Se spunea că domnul Frăticiu va trece la PNL. Nu știu. Nu, nu s-a manifestat oficial? Nu a discutat, nu a discutat cu mine asta. Poate a discutat cu altcineva. Ok, doamnă, ce ne așteaptă politic în etapa următoare? A fost o moțiune care a picat. Nu știu dacă a fost surprinzător, sincer. Da, n-a fost surprinzător pentru că partidele din arcul guvernamental s-au exprimat înaintea moțiunii. Însă, pe de altă parte, am purtat speranța că presiunea opiniei publice va fi una atât de puternică încât să facă pe unii să înțeleagă că realmente interesul național nu este să-l ții pe Ponta premier în condițiile în care el în străinătate nu mai poate să stea la masă cu niciunul dintre omologii săi. Vă dați seama, fac și eu ca Băsescu. Știți cum a adresat el o întrebare în competiția finală? Ce ghinion pe țara asta să aibă de ales între doi comuniști? Vă dați seama ce ghinion pe noi ca țară, ca români, să avem un premier care când se duce la Bruxelles nu poate să stea la masă lângă omologul lui. Sau când se duce la evenimente internaționale, fuge lumea de el pentru că nu-și dorește să apară în poză. Dacă ne luptăm în citate, doamne, vă dau și eu unul dintr-o persoană mult mai... Ghinion! Ghinion! Corect! Vă mulțumesc, doamna deputată, pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc, mulțumesc mult! Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A.
Doamnelor și domnilor, încheiem prima ediție din acest sezon, spunându-vă câteva detalii despre emisiunile zilelor următoare, sâmbătă și duminică, fiindcă vă spuneam, sunteți, mai bine spus, în fața unei minuni care durează 3 zile. Mâine, așadar, o întâlnire foarte bogată în invitați, evident. O să vină reprezentații ONG-urilor, o să vină primarul din Săliște, iar duminică, despre duminică... Mai vorbim mâine. La revedere, noapte bună!